La mulți ani, dragi prieteni, vă spune echipa TVR Târgu Mureș și Ioan Cristian Țoran. Suntem acasă la Creșorul Moților, la Avram Iancu. Așadar, vă poftim să rămâneți alături de noi la o ediție specială.
realizat în 1924, la 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, cu ajutorul societății Astra, o societate care se ocupa în acea perioadă cu monumentele istorice. Era președinte al societății Vasile Goldiș, cel care a citit proclamația de unire de la 1 decembrie 1918. La inaugurarea muzeului a fost prezent și regele Ferdinand și regina Maria, era deja România Mare,
Acum, în partea asta, avem muzeul cu expoziție de istorie. Care a fost ideea de s-au construit atâtea încăperi aici? Trebuia să fie o școală sau să fie muzeu? Care era ideea? Ideea a fost să fie un complex cultural. Pe lângă muzeul Casa Memorială să fie școală și avem și o bisericuță, tot în incinta muzeului. Aici v-am spus că avem muzeul cu expoziție de istorie, unde se pot vedea documente din timpul vieții lui Avram Iancu. Avem acolo în colț, în acea vitrină, foaia matriculă din timpul gimnaziului de la Zlatna. Se învăța în limba latină, erau calificative la fel ca și la clasele 1-4 cum sunt acum, dar cu altă denumire, prestans și eminens. Avram Iancu era un elev bun și foarte bun. De asemenea, mai avem arme folosite la 1848, pe acel panou se pot vedea lănci folosite la Revoluție. De asemenea, în cea de-a doua vitrină avem două săbii ale lui Avram Iancu. S-au găsit în casă și se presupune că ar fi fost ale lui Avram Iancu. Aici avem fotografii. Fotografii din timpul serbării de la 1 septembrie 1924. În acea perioadă, regele Ferdinand și regina Maria au fost într-un periplu prin zona munților Apuseni. A fost și la Țiebe, la mormântul lui Avram Iancu, de asemenea pe Muntele Găina, unde se ține târgul de fete de pe Muntele Găina, și aici la Casa Memorială a lui Avram Iancu. Acolo iarăși avem niște manuscrise. Sunt niște manuscrise, copii, după originale. Noi nu avem condiții de păstrare, avem doar copii. Dar se găsesc și originalele la Muzeul Unirii Național al Unirii din Alba Iulia. Este o declarație dată de către Avram Iancu și gazda lui de la Cluj în timpul unei încăierări dintre studenții români și studenții maghiari. Aici avem protocolul morților sau un registru al decedaților la rubrica 48. Este consemnată moartea lui Avram Iancu. Acolo scrie, dacă vă uitați atent, o să vedeți 29 august. Și noi sărbătorim pe 10 septembrie. Ma 29 august pentru că în acea perioadă era calendarul iulian. Se folosea încă acel calendar. Doar din 1924 s-a trecut la calendarul gregorian. Și s-au mai adăugat încă 13 zile. De asemenea, avem și testamentul lui Avram Iancu, scris la 20 decembrie 1850. Buzdugane și o sabie folosită de asemenea la Revoluția de 1848. Pe acel panou avem sfredele pentru confecționat tunuri din cireș. Pentru că țăranii români din Transilvania nu aveau tunuri din metal și cu acele sfredele scobeau trunchi de cireș, îl legau cu niște cercuri din metal și rezistau un tun la 8 sau 10 lovituri. Deci neavând metal, foloseau lemnul de esență tare. Din cireș. Din cireș, fiind mai tare. Tricolor, trăiască Duhul lui Iancu.
la ție mea acum. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Nu i-am cu închinare, trăiască Ardealul, trăiască întregul popor românesc. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Voi ni s-adună cu mii de eroi, dar să știu bine că am să mor lângă o tufă de mor, lângă o tufă de steja, de lângă domnul capitan. Mergem la război, voi ni s-adună cu mii de eroi, dar să știu bine că am să mor lângă o tufă de mor, lângă o tufă de steja, de lângă domnul capitan. Nimic în lume nu e mai sfânt și mai frumos înfășurat în tricolor. În această cameră avem tot documente din timpul vieții lui Avram Iancu, scrisori trimise de către Avram Iancu și oamenii din comuna Avram Iancu împăratului Franț Iosef, prin care cereau dreptul la tăiatul pădurilor. Pentru că la noi, țăranii moți se ocupau, se mai ocupă și astăzi, dar mai puțin, cu confecționatul ciuberelor, a căzilor, a cutoaielor, cu dogăritul. Și ei aveau nevoie de lemn numai care era mai bun. Nu orice lemn se poate, din orice lemn se poate confecționa acest, nu se pot confecționa aceste unelte. De asemenea, avem pe acel tablou și mare adunare de la Blaj, la care Avram Iancu s-a deplasat în fruntea 10.000 de moți pe care i-a organizat militărește. La această mare adunare fiind prezenți vreo 60.000 de români.
unde se dă o proclamație în ceea ce privește drepturile românilor. Cum unul din punctele acestei proclamații era și împotrivirea Unirii Transilvaniei cu Ungaria. Pentru că în acea perioadă, Transilvania, la fel ca și Ungaria, se găsea sub dominarea Imperiului Habsburgic. Maghiarii s-au răsculat împotriva acestui imperiu, vreau să-și facă propria lor țară, printre care să-și alipească și Transilvania. Românii se opuneau acestui fapt. De asemenea, avem și colaboratori al lui Avram Iancu, George Bariciu, Simeon Bărnuțiu și mai apropiați Ion Buteanu și Simeon Balint. Niște locotenenți al lui Avram Iancu în timpul Revoluției de la 1848. Și-apoi pe vatra lui se nasc români. Cât flămura roși galbenă albastră, ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la Meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Și iar începe clopotul să bată și se îngerează sutele de ani. În osul nației se aude o roată, mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la Alba Iulian-i flancul pe care ardem și ne batem toți. Când dinspre ca un Iisus Hristos cu chip de moți. Când flămura roș-galbenă albastră ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la Meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Dar e un alt
trece, un an pe care în veci îl vom dori. 1918, al nostru an de fiecare zi. Ne fie el de-a pururea anoul, în luptă cu problemele de azi. Cântăm din alba Iulia eroul, pe reîntregitorul cel viteaz. Când flamura roș-galbenă albastră ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la alba Iulian Ardeal. Când flamura roș-galbenă albastră ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la alba Iulian Ardeal. Vreau să ne spuneți ce obiecte sunt aici în expoziția etnografică, ce regăsim aici? Aici putem vedea furși de tors, mașină de tors, urzoiul, unde se făcea urzeala pentru războiul de țesut. De asemenea, avem și războiul de țesut pe cealaltă parte, unde se făcea pânza. Acum e un război de țesut mai mic, unde se făceau acele ștergare sau tindeie, cum le zice la noi. Sunt și mai mari, dar pentru a nu ocupa mult spațiu, am adus acest război mai mic. Aici găsim majoritatea obiectelor găsite în casa femei moațe. Da. Cum spuneați noastră, război de țesut, urzar și furci. Ce am observat acolo, o grămadă de furci și foarte multe motive populare pe acele furci. Uitați acolo. Oare de ce moțul vrea ca să iasă în evidență nevasta prin furca ei, cât e de frumoasă? Da, așa este. Moții, fiind meșteri în tare lemnului, vreau să-și facă nevasta cu cea mai frumoasă furcă de tors. Ei mergeau, se făceau clăci în acea perioadă și mergeau de la o casă la alta. Se uita fiecare bărbat sau femeie care are furca de tors mai frumoasă.
Suntem în casa familiei lui Avram Iancu, construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Este tipică așezărilor moțești. Aici ne aflăm în camera dinainte, sau cum se spune? Camera dinainte, camera unde se făceau toate activitățile zilnice. Se făcea mâncare, se dormea. Deci, toată familia stătea în această cameră. Acum, obiectele care le vedeți în casă sunt din perioada 1800, numai că nu știm câte au fost găsite în casă, pentru că nu s-a făcut un inventar după moartea lui Avram Iancu. Așa că nu ne putem pronunța. Aici avem camnița. Un fel de sobă sau șemineu, direct acolo pe vatră se făcea foc, cu foc deschis, se încălzeau pe timp de iarnă și făceau mâncare. Prin acea hotă mergea fumul direct în pod, unde își afumau carnea de porc după ce tăiau porcul. Deci sus în pod era afumătoare, nu era întrebuința la altceva podul. După aceea avem podișorul sau blidarul. Sus își păstrau blidele sau farfuriile și jos alimentele. Cum alimente ce aveau în perioada aceea, nu ce avem noi acum în zilele noastre. Aveau mămăligă, brânză, smântână, șuncă, slănină. Apoi avem masa cu scaunele și lavițele din lemn, chiar și farfurii din lemn avem acolo pe masă, dacă vă uitați le puteți vedea. Pe colț avem un chelecheu, un fel de seif unde își păstrau banii, obiectele de valoare, actele, are cheie, se încuie, chiar numele vine de la cheie, chelecheu, cheie. Între geam și chelecheu avem fluierul lui Avram Iancu, bățul acela cu panglică tricoloră, acel obiect personal în care a cântat și Avram Iancu. Pe acel perete avem și un portret al lui Avram Iancu, cel mai cunoscut, îl mai au încă prin cărțile de istorie copiii, o copie după tabloul lui Barbu Iscovescu. Barbu Iscovescu, fiind un pictor contemporan cu Avram Iancu, venit din țara românească în timpul revoluției de la 1848, aici în Transilvania. Agățat la grindă un leagăn în care dormea copilul până începea să umble. Cum a copilul era înfășat, nu era lăsat liber, învelit într-un scutec legat cu o fașă sau cu o sfoară, imobilizat, nu se putea mișca, așa că nu cădea din acel leagăn. Ce avem pe masă? Pe masă avem și testamentul lui Avram Iancu, scris de mâna lui, numai că e un scris caligrafic, e mai greu de descifrat. Dar o să-l venim în expoziția de istorie scris și la calculator, acolo se poate citi mai ușor. Mai prin testament își lasă întreaga sa avere națiunii române după moartea lui. Scrie acolo că întreaga sa avere mișcătoare și nemișcătoare să-și o lase națiunii române pentru înființarea unei academii de drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunii române. Mă lângă leagăn avem acolo patul acela înalt, cu strujacul. Strujacul fiind salteaua cu paie sau fân. Dormeau pe paie sau fân, aveau saltea ecologică. Lângă pat avem lada de zestre, nelipsită din casele țărănești, unde fetele își țineau zestrea cu care se măritau. Mai ele făceau mai puțină școală în acea perioadă, dar făceau alte treburi ale casei. Torceau, țeseau, își confecționau ele singure zestrea. Cu cât era lada mai mare, cu atât era fata măritată mai repede. Ma nu era cazul lui Avram Iancu, pentru că erau doar doi frați în familie. Unui neam de mult.
Lăsați-vă români! Suntem acum în camera de oaspeți. Aș vrea să ne povestiți un picuț și despre familia lui Avram Iancu, despre părinți, despre fratele său. Suntem în camera pentru oaspeți, camera bună sau camera de curat. Această cameră era mai mult închisă doar când aveau oaspeți, se deschidea. Obiectele sunt la fel ca și în cealaltă cameră. Ce avem în plus e aici o luică în care dormea copilul după ce începea să umble. Și acolo pe camniță ceaun unde făceau mâncare. Cumva părinții lui Avram Iancu, cu toate că erau țărani obași, erau considerați țărani obași fiind români, aveau o numită stare materială. Tatălui a fost gornic, un fel de pădurar sau paznic de păduri, reprezentat al autorităților în această zonă. În ultima parte a vieții, jude sau un fel de primar al localității Vidra de Sus. Pentru că până în 1924, comuna Avram Iancu se numea Vidra de Sus. De aceea și cântecul sus la Vidra Sus, acolo și Iancu-i dus la Vidra de Sus. Despre fratele lui? În familie au fost doi frați, un frate mai mare ca Avram Iancu cu 2 ani, Ioan, care a terminat teologia la Sibiu, a fost aici în sat preot, și Avram Iancu, cel care a făcut clasele primare aici în satul natal, a continuat la Câmpeni, gimnaziul la Zlatna, liceul și facultatea de drept la Cluj-Napoca. A terminat avocatura, dar nu a profesat meseria de avocat, pentru că era un țăran iobac și în acele timpuri țăranii iobaci nu erau primiți în funcții înalte. Cu toate că nu a fost primit în avocatură, după terminarea facultății s-a înscris la Târgu Mureș ca și cancelist, un fel de ucenic sau practicant de avocat, acolo fiind Tribunalul Suprem al Transilvaniei la Târgu Mureș. Se pregătea totuși pentru avocatură. Numai că în 1848 a venit Revoluția și el a fost cel care a condus această Revoluție aici în Transilvania. Cine țării tale nu-i fu bine, că au venit oștiri străine, precum noaptea nopții vine. Ne-au scos morții din morminte, ne-au distrus biserici sfinte, și apoi ne-au dat pe noi cu un secol înapoi. Și și privind în ochii lor. Nu dorim decât atât să aflăm numai decât unde ți-e mormântul, într-atâtea milioane. Vrem să spunem, flori,
munții, cu munții ne vom bate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne e cuvântul când îl avem de spus, decât slujirea țării nimic nu-i mai presus. Jurăm credință luptei, oricât ar fi de grea, jurăm că pentru țară și viața ne-o vom da. Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Noastră este țara, o moștenim de plin, va trebui întreagă s-o dăm celor ce vin. La cei născuți și astăzi și mâine și poi mâine, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine, nici călăreți pe aer, nici cai fără călări, nici țară fără lume, nici lume fără țări. Să crească în lume pacea, dreptatea, bucuria, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Jurăm din milioane de inimi și destine, din orice fel de sânge ne murmură în vine. Jurăm bătrân și tânăr, femeie și bărbat, credință României necondiționat. Că țara-i bogăția ce veșnic ne rămâne și glasul ei ce îndeamnă, deșteaptă-te române. Nu ne spăimântă nimeni cu forța sau pustia, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Suntem de e nevoie o țară de soldați, suntem de e nevoie un lanț de munți Carpați. Durerea țării noastre făcută-i să ne doară, ne place libertatea ca oameni și ca țară. Și soarele dreptății să lumineze sfânt, o țară roșu, galben și albastru pe pământ. Aceasta-i viața noastră, aceasta mităria, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România, trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul, trăiască în fericire și liniște.